Slăvit să fie Domnul! Continuăm să studiem Scripturile și dacă în lecția anterioară am vorbit despre inocență și puritate, astăzi suntem nevoiți să vorbim despre imoralitate și pocăință, pentru că nu toți au trăit lecția anterioară, situație în care s-au înregistrat căderi și câtă vreme este har, avem de-a face cu un Dumnezeu care vrea să ierte și să ridice. Nu toți tinerii au starea și onoarea să fie prezenți în curăție ca mire și mireasă în casa Domnului. Unii pentru că n-au avut educație, provin din familii necredincioase, alții pentru că au fost fii risipitori și au plecat risipindu-și averea, ducând o viață destrăbalată, după cum este scris în pilda rostită de Domnul Hristos. Imoralitatea este un păcat grav, dar în societatea noastră nu mai este condamnat. Sunt alte păcate, de exemplu furtul sau crima, care suportă pedeapsa legii. Dar pentru imoralitate sau pentru mândrie nu o să fie arestat nimeni. Ba încă, societatea noastră provoacă la acest păcat. Nici din punct de vedere teoretic, în afara legii nu prea se mai găsesc oameni morali, puțini. Abia adevărații credincioși și ceva oameni cu frică de Dumnezeu se mai păzesc de acest păcat. Apostolul Pavel înștiința în 2 Timotei capitolul 3 că în vremurile din urmă vor fi situații grele, pentru că oamenii, printre altele, vor fi lipsiți de dragoste firească și iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Aceste cuvinte le vedem împlinite cu durere în societatea în jurul nostru. De aceea, pocăința în cazul imoralității este cu atât mai evidentă. Dacă oamenii aceștia continuă în păcat, sunt pierduți. Dacă nu au șansă de pocăință, evident că atât mai degrabă sunt pierduți. De aceea vreau să vedem din Scripturi ce posibilități de recuperare au astfel de oameni. Au fost tot timpul oameni care au căzut, însă nu întotdeauna în istorie numărul celor prinși de acest păcat a fost la fel de mare. Cu tristețe ne amintim de regele David, care a căzut și el o singură dată, ceea ce este totuși diferit față de o trăire în păcat. Sub incidența acestei fără de legi, și apoi nota el în Psalmul 51, în rugăciunea sa de penitență, ai milă de mine, Dumnezeule. Cunoașteți cuvintele sale, se simțea lipsit de harul mântuirii, depărtat, separat de Dumnezeu, cerea îndurare, știa că nu poate prin jertfe să-și spășească păcatul. Numai harul lui Dumnezeu putea să îi redea starea de neprihănire și apoi își dorea, se angaja el să aducă jertfe neprihănite. Cum știți, Domnul i-a făcut bine, însă nu fără a plăti un preț. Cu asta spun încă de la început că pocăința pentru imoralitate există, dar nu este deloc ușoară. Dar să privim într-un prim capitol la imoralitate din punct de vedere istoric, arătând apoi câteva fenomene a acestui păcat și în urmă vom vorbi despre consecințe. Gândindu-ne la istoria biblică, ne putem aminti despre religiile cananite care erau foarte imorale.
Pe înălțimi, oamenii se adunau pentru închinare, apoi se continua cu mese, beții și orgii. Privind mai recent în istorie, în urmă cu aproximativ 2000 de ani, în vremea când a venit Domnul Hristos și s-a răspândit creștinismul în Imperiul Roman, în Grecia imoralitatea era la culme. În vremea aceea erau mulți oameni care își numărau nu ani ca să arate ce vârstă au, ci faptele de imoralitate. Tot atunci, în localuri cum ar fi un hotel sau un motel, ceea ce avem noi acum, pentru călători, în general, în preț, era inclus și o femeie. În acele condiții, când la templele din Corint sexul era act de cult, a apărut creștinismul. Cetatea Corintului este pe un vârf de deal, unde erau templele, jos pe o parte este marea, pe partea cealaltă este legătura cu uscatul. Erau foarte mulți marinari, era un port important și preotesele acestea ieșau pe străzi. Erau orgii, greu de înțeles. Însă creștinismul a reușit să estompeze acest păcat și pe parcursul a câtorva secole să fie ținut în anumite limite. Asta a fost până în perioada Evului Mediu, când în mod deosebit, începând cu secolul 16, apoi 17, spre apusul domniei regilor francezi dinaintea Revoluției și apoi a umanismului, a ateismului din vremea aceea, avându-i ca exponenți pe Voltaire sau pe Jean-Jacques Rousseau, din nou imoralitatea s-a extins. A urmat în secolul XIX ceea ce este numit permisivismul sexual englez, când mai mulți filozofi au propovăduit efectiv libertatea imoralității, au dorit, spuneau ei, să scape de jugul moral impus de creștinism și de biserică. Cum știți, tot în vremea aceea, pe lângă astfel de oameni ca și John Stuart Mill, a fost un Charles Darwin care, prin teoria evoluționistă, a ajutat imoralitatea. Dacă omul este un animal, înseamnă că sexul nu este decât un instinct animalic orientat spre plăcere. A urmat alți păcătoși, au fost primele accente de homosexualism, Oscar Wilde sau psihanalistul Sigmund Freud, care au dezvoltat tot mai mult acest fenomen. Culmea însă a fost atinsă în secolul 20, când în mod deosebit diavolul s-a folosit de o femeie. Margaret Sanger este considerată cea mai influentă persoană din secolul 20. Femeia asta s-a luptat toată viața pentru mișcarea feministă în vederea distrugerii familiei clasice, a sexului în afara familiei și a avorturilor. Ea a fost ajutată de filozofi, m-aș aminti pe Jean-Paul Sartre, un existențialist. Oamenii aceștia au avut viața lor imorală, care era făcută cunoscută publică. Ei au scris cărți, pentru că orice păcat este mai întâi o teorie. Vă rog să vă amintiți că, de exemplu, și comunismul întâi a fost o filozofie pentru câțiva zeci de ani și apoi a devenit o practică în țările unde a fost acceptat.
Apoi, actorii Hollywoodului au contribuit din plin, odată cu dezvoltarea tehnicii video, la proliferarea acestui păcat. S-a format o nouă conceptualizare, pornită de la ideea că nu există Dumnezeu, a apărut o nouă definire evoluționist-umanistă a ființei umane, a persoanei, și a fost separat sexul de familie. Oamenii fiind orientați spre plăcere, ci nici de cum spre o responsabilitate familială sau spre procreere. Aceasta a dus treptat, de exemplu, în anul 1930, Biserica Anglicană a acceptat contraceptivele, în 1967 guvernul englez a legalizat avorturile, la 6 ani după aia l-au legalizat și Statele Unite și, cum știți, în ultima vreme s-a ajuns la ceea ce este, în mod special, având în vedere internetul, o stricăciune la fiecare pas, la fiecare privire. Am amintit aceste aspecte ca să ne dăm seama că este o luptă cu origine în istoria îndepărtată, dar a fost un asediu în ultimii 300 de ani pentru distrugerea ceea ce este moral, pentru a se trece cu tăvălugul peste familie, peste curăție. Pe acest fond apar fenomenele imorale. De exemplu, în rândul tinerilor, masturbarea face ravagii la proporții între 70 și 90%, în rândul băieților mai mult și apoi în rândul fetelor. Dar Scriptura rămâne foarte categorică la acest capitol. Deși se încearcă prin acești filozofi, aceste curente sau chiar prin medici uniori, care sunt și ei influențați, ba mai mult, am întâlnit chiar oameni din domeniul religios care încearcă să scuze acest păcat spunând că nu ar fi un aspect imoral, ci ar fi doar o necesitate fiziologică pentru cei care nu sunt familiști. Însă, atât Biblia condamnă, și vă voi citi din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 și 10, cât și o cercetare logică, rațională acestui fenomen, dovedește că este o autosexualitate egoistă, pe când Dumnezeu a creat omul ca să se exprime prin dragoste în favoarea altcuiva, ori acest păcat este un egoism feroce, care se observă că îi amprentează pe unii chiar după ce se căsătoresc. Iată ce nota Apostolul Pavel aici, foarte categoric. Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvare, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici malahi. În traducerea nouă, București 2001, scrie așa, nici cei care se masturbează, așadar este un termen surprins în Scriptură. Cuvântul acesta, malahi, este de origine greacă. De altfel, limba în care s-a scris Noul Testament, nici sodomiții și alte categorii de păcătoși. Cei care sunt prinși într-o formă sau alta de acest păcat să fie conștienți, în primul rând, că este un păcat imoral, condamnat de Scriptură și care nu dă drept la mântuire. Pentru că privit în fondul lui, este mai păcătos decât se pare. Atât prin faptul că nu poate fi executat, nu poate avea loc fără întinare, fără vizualizare mentală și în același timp, cum vă spuneam, este o orientare împotriva naturii umane, împotriva ceea ce a gândit Dumnezeu să fie familia. Apoi există alte diverse forme de necurăție și curvie între persoane, atât live cât și virtual, acum de când cu internetul. Și aici nu este cazul să pomenim, intră de la ceea ce am spus până acum, până la toate formele sub orice intenție
s-ar desfășura ele. Domnul Iisus Hristos a spus, vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 27, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și în continuare spune că cine nu reușește să se scape de acest păcat, mai bine și-ar scoate ochiul. Deci iată cât de grav este păcatul acesta. Mai bine ne-am schilodi, ne-am ciunti, am rămânea fără un mădular, numai să nu fie comis. Pentru că nu se poate ca cineva să se uite, așa cum vă spuneam în lecția anterioară, mai mult de câteva secunde, și să nu poftească. Pentru că pofta ia naștere. Ea se naște instinctual, dacă omul își permite să zăbovească privind. Apoi citesc din scrierile Apostolului Pavel, Galateni, capitolul 5, unde lista faptelor firii pământești începe cu aceste păcate mari. Versetul 19, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, asta privește în sens restrâns păcatele de după căsătorie. Curvia, în mod restrâns, cele dinainte de căsătorie, la care se adaugă necurăția, aici intră toate formele prin care cineva privește, se atinge, se întinează într-un fel sau altul, necurăție. Și desfrânarea, ceea ce înseamnă trecerea la păcătuirea publică, fără rușine. Apoi, tot Pavel scrie în Efeseni, capitolul 4, despre exacerbarea acestor stări. Citesc versetul 19. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, ceea ce se practică în societate. Credincioșii nu se gândesc la a trăi așa cum trăiește lumea, dar este suficient de grav. E tot imoralitate să trăim la limita acestor stări. Zice în continuare aici, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție, adică sunt tratrași în mod pătimaș. Și tot pe aceeași pagină scrie în 5:3, curvia sau orice alt fel de necurăție. În orice alt fel de necurăție intră și un film. Cineva avea probleme în familie și când i-am chestionat, mi-au zis, frate, noi ne uităm la filme, dar le selectăm. Și am spus, n-ai ce selecta. Adică vrei să spui că nu au scene pornografice, da, dar scene de infidelitate în familie au, atingeri, priviri păcătoase au, păi din astea au. Adică e un drac mai select. Nu grosolan. E tot un fel de necurăție. Deci e foarte clară Scriptura. Curvia sau orice alt fel de necurăție. Zice aici, nici să nu fie pomenit între voi. Adică nici n-ar fi cazul să luăm la rost pe vreun tânăr sau pe vreun familist, ca și slujitor ai bisericii, iată ce am auzit că ai făcut sau ești învinuit de o asemenea posibilă faptă. Diavolul duce aici o luptă puternică și păcatul acesta este realizat prin pași mărunți. Nimeni nu ajunge dintr-o dată să fie un om stricat. În atingerea păcatului imoralității sunt câteva etape. De exemplu, o primă etapă este fără niciun fel de atingere. Ochi către trup. Și repet, fie live, că vezi pe cineva pe stradă sau te întâlnești, fie virtual, într-o imagine video. Apoi, când se ajunge la ochi către ochi, deja scânteiază lucrurile.
Că imediat după aceea e voce către voce. Se discută. Și aparent n-ai pus mâna pe nicio fată, tu ești la distanță. Dar numai că diavolul înaintează și apar primele atingeri. Și întreb eu câți tineri sunt conștienți că nu sunt permise nici măcar primele atingeri. Întâi, mână de mână. Pare foarte banală o atingere de mână. Frate, dar cum chiar n-am voie să o țin de mână pe stradă? Îmi spunea cineva, dar fata asta zice să și teme, nu știu exact în ce oraș era, dacă ar fi singură, dacă o țin de mână se simte în siguranță. Ce nepricepere! Întâi, la primele atingere, mână de mână, dar apoi este braț pe umăr și brațul alunecă. Și dacă se trece și de faza asta, și poate se simt unii vinovați, în atingeri din a doua fază, atingeri calde, când deja stau față în față și magnetul poftei lucrează, iar dacă cineva își permite și în faza asta să mai pună mâna, atingerile calde cer sărut și când sărutul și-a luat locul, se prinde viteză pe tobogan. Și nu se mai pot opri. Dar diavolul este foarte sistematic. Și la prima întâlnire se rămâne la priviri și încă la două, trei întâlniri după aceea. Apoi doar la atingeri și aici se mai rămâne două luni. Diavolul știe când ați programat anunta. Și la următoarea etapă mă așteaptă o jumătate de an. Eram întrebați la lecția anterioară ce putem spune despre prieteniile lungi. Răspundem acum că e la subiect. E exact cum se spune, boală lungă, moarte sigură. Cei care își permit vreme îndelungată vor cădea. M-a sunat cândva o tânără și îmi zice, frate, atât mă simt de vinovată. Nu am ajuns să curvim, dar ne atingem, ne-am sărutat, mă simt după aceea goală, vinovată înaintea Domnului, nu mă mai pot ruga. Și mă întreb, câți ani ai? 30 de ani. Și băiatul câți ani are? 30 ceva de ani. Și de ce nu vă căsătoriți? El zice că nu are încă încredințare. Și eu întreb, dar să pună mâna, are încredințare? Și asta se întâmplă odată, se mai întâmplă încă o dată și se poate rămâne numai la atât. Dar păcatul este efectuat chiar și până în faza asta. Pentru că în mod special bărbații, băieții sunt provocați mai puternic decât fetele. Poate fetele în faza asta rămân încă reci, ceea ce în cazul bărbaților nu mai este posibil. Și multe dintre ele nu știu asta și le cred că dacă ele se gândesc doar așa romantic, ei deja acționează erotic. De aceea Domnul să dea îndurare și pricepere. Spunea o soră mai în vârstă despre o tânără cu care a avut ocazia să vorbească. A văzut-o că este puțin crispată, neliniștită, pentru că așa se întâmplă, oamenii aceștia își pierd pacea, conștiința intră pe rol. Și a fost întrebată, ce-i cu tine? Și a răspuns, a fost la rugăciune, a fost o vedenie că un șarpe este pe urmele mele și vrea să mă muște. Și dacă va reuși asta, mușcătura îmi va fi fatală. Da, asta înseamnă un băiat. Zice, da, sunt prietenă cu un coleg de la școală, dar este băiat bun. Ai pocăit? Nu, nu-i pocăit, dar nu neapărat vreți să ne căsătorim, da? Dar unde vă întâlniți voi? Dar, și până la urmă, fata îi spune că urmează să pleci într-o excursie. Și sora insistă, nu te du. Fata a cedat. S-a întors mușcată de șarpe. A fost nevoită să se căsătorească. Și apoi a urmat consecințele. 10 ani viață de familie cu un bețiv care o bătea.
În jurul vârstei de 30 de ani i-a curmat Dumnezeu suferința, avea vreo 2 copii, ea s-a ținut după aia de pocăință, în smerenie, fugea la biserică așa printre bătăile bărbatului și printre muncile la care o supunea. Și într-o zi, în timp ce căra cu niște coșuri pământ, lucrau ceva la cărămii sau ceva de genul ăsta, s-a răsturnat un mal de pământ și a murit. Vă spuneam încă de la început, există pocăință pentru imoralitate, dar prețul care se plătește este foarte greu. De aceea vă citesc câteva sfaturi din Cartea Proverbele, capitolul 5, de la versetul 3. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii este mai alunecos decât un de lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu 2 tăișuri, picioarele îi pogor la moarte, pașii ei duc în locuința morților. Tot Proverbe, capitolul 7, de la versetul 7. Am văzut printre cine încercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. În continuare scrie cum a fost acostat de o femeie măritată, pentru că în vremea noastră întâlnim și anomalii de felul acesta. Nu mai știi că-i tata cu fata, mama cu băiatul sau sunt doi îndrăgostiți. E un păcat care doboară toate barierele naturale. Și scrie tot aici, în versetul 22, deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre curs. Aici mai citesc un text din Noul Testament, 2 Petru, capitolul 3, în mod special să-i atenționez pe cei care au fost cândva ispitiți de acest păcat, să mă asculte și familiști. A fost în țara asta un caz a unui slujitor care a avut realizări incontestabile și după vârsta de 40 de ani a căzut într-un mod grav, irecuperabil. Și când s-au făcut analize pe caz, s-a observat că în tinerețe a avut slăbiciunea asta. Să pună mâna pe o fată, să o îmbrățișeze, să o sărute, să-și permită vorbe cu două înțelesuri, cuvinte vulgare. S-a căsătorit soția lui la liniștit, să zic așa, dar pe la 40 de ani soția lui a început să îmbolnăvească, el n-a mai fost împlinit așa cum și-ar fi dorit și diavolul a găsit din nou ocazia să-l atace și l-a doborât, l-a ajuns să fie un om ratat pentru viața asta și viața viitoare. Deci în mod special atenție la cei care au fost cândva ispitiți. Diavolul revine peste ani la vechea adresă. 2 Petru, capitolul 2, citesc de la versetul 12. Asta ca să știe toți ce se poate întâmpla chiar într-un mediu creștin, acolo unde oamenii nu sunt atenți. Fericirea lor se trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, care niște întinași și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie. Asta în mediu creștin, în vremea apostolilor. Vă spuneam că atunci în societatea sub influența elenistă a fost foarte multă imoralitate. Zice apoi aici, de la versetul 18, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărne și cu desfrânări, pe cei ce abiau scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozirea în timp ce înșiși sunt robe ai stricăciunii. Versetul 20, în adevăr, dacă după ce au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Domnul să ne păzească. Dați fiind astfel de oameni ascunși, care nu pot fi bănuiți la o primă privire, vă recomandăm să fiți atenți la întreg comportamentul pentru a fi feriți și de violuri și alte agresiuni sexuale. Au fost situații a unor fete care s-au încrezut în băieți că merg la o plimbare, că stau într-o seară și au fost forțate, mințite, provocate într-un fel sau altul. Cazul biblic din 2 Samuel 13, când Amnon a păcălit inclusiv pe tata lui la influența unui prieten rău, vărul său primar, Ionadab fiul lui Shimea,
Cum știți, a chemat pe Tamar la gândul că e bolnav, să iasă toată lumea afară, că numai așa are poftă de mâncare. Povești. Ea nu și-a dat seama. Și după ce a încuiat ușa, el, bărbat, mai puternic din punct de vedere fizic, a țâțat de pofte, a necinstit-o. Știți, ea i-a propus, hai să ne căsătorim, dacă tot ai făcut greșeala asta. Pentru că asta spunea legislația Vechiului Testament, Deuteronom 22, dacă un tânăr intră într-o relație intimă cu o fecioară, urgent s-o ia de nevastă. Și ba mai mult, îi spunea, nici nu avea voie să mai divorțeze de-a toată viața. Dar el n-a vrut. Pentru că așa cum vă spuneam, astfel de tineri zice că n-au încredințare să căsătorească. Ei sunt mânați doar de păcat. Domnul să vă păzească. Cum sunt situații, cum zice în Pângile lui Ieremia, capitolul 5, versetul 11, de exemplu, vremuri de război, când Dumnezeu îngăduie să fie necinstite fecioare, să fie distrusă viața, acestea sunt în incapacitatea de a se apăra. Mi-au povestit frații dintr-o țară din Europa că o tânără, în timp ce lucra undeva la curățenie, cum se întâmplă cu mai multe, a fost violată de un negru, a rămas însărcinat, a vrut să se sinucidă, a vrut să facă avort. A fost o tragedie. Autoritățile l-au condamnat, dar ea a rămas cu fata și cu copilul. Să ne rugăm ca Dumnezeu să păzească tinerii noștri. Știți că în urmă câțiva ani a fost aici un mesaj că diavolul ar fi vrut să atace două fete în felul ăsta? În vremea aceea ne-a rugat și iată drept dovadă că Domnul ne-a păzit. Deci să ne păzim și de momiala diavolului, dar în același timp și de posibile lui atacuri în forță. Așadar, dragii mei, atenție! Fenomenul poate să apară în orice vreme, sub diverse forme. Se spune că un copil a fost crescut la o mănăstire și când a fost, pare mi se, în perioada adolescenței, a fost luat de un călugăr și s-au dus în oraș într-o zi de piață. El a crescut numai între bărbați. Nu mai fusese să vadă femei, fete. De asemenea, a trăit doar în condițiile specifice mănăstirii. Acum așa a permis el să cumpere, să vadă. Și se spune că la întoarcerea la mănăstire, călugărul l-a întrebat, auzi, din tot ce ai văzut astăzi, ce ai vrea să-ți aducem aici? Și l-a întrebat, dar persoanele alea care nu erau ca noi bărbații, ce erau? Păi erau, auzi, ești drăgușor să te ferești. Și bietul copil a zis, ei, totuși, la un drăgușor din ăsta m-aș gândi. Ce înseamnă asta? Vreau să fim realiști. Adică suntem creați cu instinctul împerecherii. De aceea vă voi explica din Scriptură că tocmai având în vedere acest fenomen care pare natural, diavolul acționează atât de puternic. Ce avem de făcut dacă așa stau lucrurile? Vreau însă înainte să vă arăt consecințele acestui păcat, ca să îl vedem cu adevărat cât este de grav. În primul rând sunt consecințe de ordin spiritual. Se pierde inocența, puritatea, neprihănirea. Se pierde părtășia cu Dumnezeu. Și asta e ceva foarte grav. Liniștea conștiinței. Apoi, la fel de grav, se pierde rezistența morală. Cine n-a avut tăria să nu privească o poză murdară, la următoarea provocare nu va avea nici atâta rezistență. Sau ca să se poată împotrivi, va trebui să se roage mai mult. Să se gândească cei care au ajuns la îmbrățișări. Le este chiar atât de ușor să nu se mai atingă la următoarea întâlnire? De ce? Ființa noastră este ca un arc, așa ca un resort. Și dacă s-a slăbit, nu mai este la fel de
intact. Permisivitatea este din ce în ce mai mare. Apoi, asta pot să mărturisească cei care au trăit o viață imorală și apoi se pocăiesc. Este atacat inclusiv subconștientul, visele. De aceea pocăința se înregistrează mai întâi ziua, noaptea urmează. Unii spun, frate, dar nu mai vizionez niciun film, nicio imagine murdară. De ce visez? Fiindcă trebuie să se vindece și subconștientul. Este o adâncime a ființei noastre care se vindecă mai lent. De aceea să nu uităm de făgăduința Domnului Iisus care spunea, dacă fiul va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Și Domnul lucrează inclusiv în adâncul ființei noastre și ne naște din nou. Pentru că trebuie schimbat interiorul. Aici vă citesc din Roman, capitolul 1, ca să vedeți felul în care păcatul afectează întreaga structura ființei noastre. Până în măduva sufletului nostru, Romani 1:21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au lădădat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și acum observați, versetul 24, Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Vă rog să vă gândiți, trupul nostru este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. La nașterea din nou, el devine templul Duhului Sfânt. Și striga apostolul Pavel, trupul este pentru Domnul, nu pentru curvie. Și în continuare scrie că astfel de oameni, versetul 29, au ajuns plini de orice fel de nelegire. Deci ființa umană este înțesată prin idolatrie și imoralitate de tot răul din lume. Apoi, sunt consecințe, urmări negative în viața de familie și în trup. Aici aș aminti pierderea încrederii și a respectului. De aceea orice tânăr care a avut o cădere în imoralitate trebuie să se mărturisească partenerului de viață. Că dacă nu o să o faci înainte de nuntă, să știi că viața e lungă și conștiința te va împinge să te mărturisești după aceea. Spunea cândva o fată pe care am provocat-o să-și destăinuie trecutul viitorului soț, a zis, frate, dar nu vreau să-i spun, dar când îi spui? Niciodată. Auzi, tu n-ai fost în viață. Noi am întâlnit atâtea cazuri, oameni care n-au liniște. Pentru că așa a făcut Dumnezeu omul, să nu fie liniștit până când nu-și spune ceea ce are. Citeam despre un om care la un naufragiu era pe punctul de a se neca și a început să strige. Am făcut asta, am făcut asta. Până la urmă a fost scăpat. Și l-a întrebat un altul, ce te-a apucat să strige? Eu zic, nici eu nu știu. Dar am venit să strig tot ce am făcut. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Apoi, ceea ce este foarte grav la tinerii care își permit stări morale și nu vor să pocăiască. Relațiile lor vor fi marcate de senzualitate în loc de părtășie și o comunicare întreagă. Adică un tânăr, dacă este pătimaș și nu are rezistență morală, el când discută cu o fată, îi sare gândul tot la chestii din astea. Mâna îi alunecă tot pe trupul ei. Pe când unul care are rezistență morală, el poate vorbi cu o fată un subiect spiritual, poate vorbi unul gospodăresc, un altul intelectual, pentru că își păstrează trupul sub control și el este liber. De aceea tinerii aceștia să văd și fetele lor puteți să-i sesizați. Lor imediat le aleargă gândul datorită slăbiciunii și incapacității lor de a se concentra la aspecte intime. Și spun că ești frumoasă, că stai dragă, tu nu vezi la mine numai frumusețea? Păi vorbim acum de cele spirituale, ne raportăm în plan intelectual. O prietenie, o relație nu are de-a face numai cu senzualitate. Ca să nu mai spun că sunt alte riscuri de ordin fizic, nu doar existența unei sarcine, mai sunt și unii care comit greșeala asta capitală ca lângă o curvie să mă adauge o crimă. Dar gândiți-vă câte boli a lăsat Dumnezeu de când s-a lansat revoluția sexuală, SIDA și altele. Au apărut zeci de boli noi în plan veneric. Toate sunt o osândă a lui Dumnezeu pentru astfel de trupuri păcătoase. Plus alte pedepse care apar în timp. Pentru că și păcatul de curvie, moralitatea, nu poate fi iertat fără osânda trupului. Vă citesc pentru asta, atât din Vechiul Testament, Proverbe, capitolul 5,
spune Scriptura aici de la versetul 7. Și acum, fiilor, ascultați-mă. Versetul 9, ca nu cumva să-ți dai altora viața și un om fără milă anii tăi, poate în caz de gelozie, sau tot aici, capitolul 6, de la versetul 32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa, nu va avea decât rană și rușie și ocarea nu-i se va șterge. David a rămas bolnav pentru toată viața. Citiți psalmul 38, că unora le place să citească doar psalmul 32. Frate, Domnul a iertat. Citește câțiva psalme încolo să vezi cum spune el despre rănii lui care miroase greu și despre boala care a rămas pentru tot restul vieții. Știți că la bătrânețe încercau să-l încălzească punând haine pe el și știu exact ce boală avea. Nu mai putea fi trupul adus la o temperatură de viețuire normală. Apoi zice în 7:24, și acum fiilor ascultați-mă, să nu vi se abată inima spre calea unei asemenea femei, căci ea a făcut să cadă multe jerfe, mulți oameni, chiar viteji, oameni de valoare, așa cum vă spuneam. Dar citesc din Noul Testament caz concret ca să nu aibă loc unii să întoarcă și să spună, frate, trăim sub har. Sub har e mai periculos. Adică în sensul că ai ofertă mai mare și pedeapsa e cu atât mai mare după condiții. 1 Corinteni 5, versetul 4 și 5, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Ascultați! Pentru nimicirea cărnii. De ce? Ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Deci există posibilitate de mântuire, dar numai prin atingerea cărnii. Am văzut la tineri care nu și-au păstrat viața curată. Și nu vor să se pocăiască, să suporte pedeapsa. Am întâlnit pe un tânăr 30 ceva de ani și îmi spunea, frate, Domnul a amânat căsătoria mea, fiindcă a spus că vrea să mă pedepsească înainte și chiar eu m-am rugat spunând, Doamne, nu mă pedepsi în viața de familie, pedepsește-mă acum până sunt singur. Să nu mai suporte și nevasta mea partea vinovăției mele sau copiii. Dar am văzut la unii care au trecut sub tăcere acest păcat, au ajuns neînțelegeri, necazuri, boli sau stări de divorț. A venit la mine odată o familie tânără, din câteva vorbe au ajuns la subiectul ăsta că i-a păsat păcatul, deși avusese loc cu 7 ani în urmă. Și au zis, amândoi am fost crescuți în familie de credincioși, dar ne-am permis atingeri și am căzut, frate. N-am crezut așa ceva că vom ajunge să cădem. I-am promis mamei, spunea ea, să aibă încredere în mine că nu voi cădea. Și zicea ea, de atunci Dumnezeu ne-a pedepsit, n-avem copii, eu sunt bolnavă, se îmbolnăvise și psihic, suntem și săraci. Ne-am bucurat totuși că Dumnezeu nu ne-a lepădat. Și se uita el la ea, cum plângea ea de ți se rupea inima, el era făptaș, ea era victimă. Și m-am gândit eu, de-ar putea el întoarce istoria, cum ar sta la 2 metri de ea, nici să nu sufle spre ea. Era prea târziu. Dar pentru unii nu-i prea târziu și își permit să se apropie și să atingă. Frate, noi suntem rezistenți. Nu-i dotat nimeni cu astfel de imunitate. Vă spuneam, copilul acela a crescut în mănăstire și când au ajuns în contact cu lumea de sex opus, s-a magnetizat din oficiu. Asta e situația. Domnul să ne ajute să ne pocăim. Zic să ne pocăim, fiindcă la nivelul colectivității sunt anumite lucruri care nu sunt bune. Și trebuie să contribuim toți, cu părinți și slujitori deopotrivă. Iată câteva etape, câțiva pași în pocăință. În primul rând, mărturisirea păcatului. Orice păcat ascuns pe pământ este un dosar deschis în cer. Dacă vreți să vi se închide dosarul, mărturisiți păcatul. Asta e prima etapă. Vorba aceea, mărturisirea lucrurilor rele este prima fază a lucrurilor bune. Cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă îndurare, spunea înțeleptul în Cartea Proverbele. În al doilea rând, acceptarea disciplinării, pedepsei și a consecințelor. Asta înseamnă că nu te poți mărturisi la un slujitor din Constanța și cei de la Arad să nu știi ce ai făcut.
Pentru că trebuie să suporți pedeapsa. De ce să spui mai târziu ca frații lui Iosif mustrați de Ruben? Vă amintiți de băiat? Mai bine să te pocăiești la vreme, să accepți disciplinare, să știi că va veni o pedeapsă fizică peste tine îngăduită de Domnul, să fii conștient de ceea ce ai făcut. Am întâlnit cândva un caz, un bărbat căsătorit la 40 ceva de ani, spunea: frate, eu divorțez de soția mea. De ce? Fiindcă ea este imorală și recunoaște faptul că trăiește împreună cu un bărbat. Avem 3 copii, dar sunt mari. Și ce te gândești mai departe? Să mă recăsătoresc. Și Domnul mi-a pus în gând să-l întreb: dar voi înainte de nuntă ați fost curați? Și l-a zis: nu, eu am fost primul bărbat cu care a trăit ea. Și când l-am văzut atât de irresponsabil, i-am spus direct: adică tu ai făcut o curvă și acum strigi după ea că e curvă. De ce nu judești drept? Imaginează-ți că tu ai rupt un picior la cineva și acum nu mai vrei să-l duci de mână, nu? N-ai ce să faci, suport consecințele. Care privesc viața de familie. Scriptura spune în Evrei, capitolul 12, pentru că din nou prea mult spun, frate, nu-i cazul de pedeapsă. Am întâlnit slujitori foarte binevoitori care au zis așa: toată adunarea să plece capul și să se roage. Și cine a păcătuit ca David să ridice o mână sus. Și eu mă rog ca Domnul să vă ierte. Dacă dumneavoastră credeți că acest păcat se rezolvă cu un cap plecat și cu o mână ridicată în sus, pare rău. Ascultați și vă citesc din Evrei 12. Versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Deci iată până unde ar trebui să meargă atitudinea noastră categorică. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, că Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Și ascultați regula. Și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsă. Zice în continuare: dacă cineva e scutit, înseamnă că nu-i reprimit, n-are drept de fiu. Și în finalul acestei prezentări zice apostolul, versetul 10: Dumnezeu ne pedepsește spre binele nostru să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și apoi în versetul următor scrie că asta e școala dătătoare de roadă a neprihănirii. Eu am numit-o asta școala de corecție a lui Dumnezeu. Fără ea nu se poate. Ne-am dorit, dar nu noi am decis așa. Oare de ce? Poate oamenii nu învață altfel. Numai așa. În al treilea rând, după mărturisire, după acceptarea pedepsei, a consecințelor, este necesară o luptă pentru eliberare, o dorință profundă pentru neprihănire. Le spuneam aseară la tineri cazul unui bărbat care n-a ajuns în ceea ce în mod fizic ar fi o curvie, dar era afectat de o necurăție vizuală ce îl urmărea și în adunare. Și a purtat această povară câțiva ani. Până când a mers în fața unui slujitor bătrân, s-a mărturisit cu lacrimi, acesta s-a rugat cu credință pentru el și mi-a zis: frate, de atunci sunt 2 ani, pare mi se-mi spunea, când mi-a mărturisit asta, de atunci sunt liber. Pe unii Dumnezeu îi lasă să se lupte mai mult, alții câștigă biruința mai repede. Nu știu în dreptul fiecăruia cât har va lăsa Domnul sau cât efort trebuie să depună ei. Aici vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 7, unde este scris felul în care s-au pocăit cei din Corint după tratarea cu superficialitatea imoralităților și altor stări de vinovăție, de păcat. Citesc de la versetul 8. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, el a fost categoric pentru pedepsirea celui ce a păcătuit. Versetul 9. Totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință de care nu se căiește nimeni niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, atenție, ce frământare a trezit în voi,
ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce pedeapsă. Deci, efectiv s-a dovedit că au fost treziți. Situație în care nota el în capitolul 2 aceleași epistole, un astfel de om să fie recuperat. Cu cel care trăiește în păcat, apostolul îndemna în prima epistolă nici să nu mănânci cu el. Nu mergi seara cu el la o pizza, e păcătos. El ar vrea să stea cu tine la o masă de dragoste, nu-i indicat. Dar după ce vezi că vine la adunare, Domnul i-a aplicat pedeapsa și el plânge, suferă, se căiește, atunci este bine să te apropii de el, să fie reprimit la un grup de tineri, să fie acceptat în adunare, încet, încet, ca Dumnezeu să-i dea har și îndurare. Amin? Apoi, este necesar ca cei prinși de imoralitate și nu numai, dar acum vorbim pentru ei, să se îndelenicească cu activități duhovnicești, să fie dedicați pentru Domnul. Pentru că altfel spunea Domnul Iisus că vine diavolul la o casă curățită. Și dacă nu este activitate în ea, de exemplu un tânăr care nu citește, n-are părtășie cu familia, cu frați serioși, cu tineri credincioși, se plictisește, va deschide iar internetul, se va duce într-o zi iarăși cu vechii prieteni, pentru că omul nu poate trăi fără pasiune, fără o dedicare. Aceștia ar trebui să se străduiască, să se asocieze, să se alinieze cu ceilalți tineri a căror viață, iată cum ar trebui să fie, 1 Corinteni 7, de la versetul 32. Cine nu este însurat, se îngrijește lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. Versetul 34. Cea nemăritată se îngrijește lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Și eu întreb, s-ar putea să fie sfântă fără să îngrijească de lucrurile Domnului? Nu prea. Deci, nu doar sfânt să te silești să fii, ci să fii implicat în adunare. Să te ocupi cu ceva. Să faci ceva pentru Domnul. Să cânți, să te rogi, să postești, să misionezi, să te duci la bătrân, la bolnav, să muncești dacă ai prea mare capacitate fizică și n-ai în ce ți-o consuma. O activitate. Tot în ideea aceasta îndemna apostolul Pavel pe Timotei, 2 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții, dar nu așa de unul singur, ci urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci pasiuni, îndeleniciri sfinte. Și un ultim sfat, căsătoria. Foarte categoric este apostolul 1 Corinteni capitolul 7 versetul 9. Dar dacă nu se pot înfrâna, și cei ce au căzut în imoralitate, e clar că nu s-au putut înfrâna, că de aceea au căzut. Cât și despre ceilalți care sunt ispitiți într-un mod mai puternic să se căsătorească. Vedeți cazul acelui copil ce se încerca să fie ținut forțat la mănăstire. El își dorea o femeie. Ce-ar fi trebuit să înțeleagă călugării? Da, ții drumul. Să trăiască într-o familie, să învețe și el ce înseamnă starea de familist și apoi la vremea potrivită să se căsătorească. Cine are înclinație pentru viața de familie trebuie să înțeleagă că nu-i bine să forțeze nota. Vă spuneam că la evrei tineri se căsătoreau mult mai repede. Acum în vremea noastră, până termină facultatea, până își face casă, mai face o droaie de păcate. Și apoi, după ce este întinat, vine să căsătorească. Căsătorește-te atunci când lucrurile cer asta. Cred că și Dumnezeu poate să călăuzească la vreme lucrurile. Apostolul Pavel recomanda în 1 Timotei capitolul 5 pentru cei văduvi, pentru văduve, aspectul este surprins și în pasajul din care am citit din 1 Corinteni 7, iată ce scrie așadar 1 Timotei 5 de la versetul 11, dar pe văduve tinere să nu le primești pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos vor să mărite din nou. Versetul 14, vreau doar că văduvele tinere să se mărite și să aibă copii. Spunea o familie cu câțiva băieți, unul s-a căsătorit timpuriu, are soție, copil, își vede de casă. Ceilalți doi umblă brambora. Și zicea mama lor,
Mai bine îi căsătoream și pe ăștia. Aveau greul lor, vorba românului, și își duceau necazul. Sunt așadar situații în care, cu toată dedicarea sfântă, nu poți sta tot în biserică, mergi în societate, la lucru, ai natura ta, fiecare știe starea și căsătoria este un sfat. Încheiem provocând încă o dată la o gândire profundă pe cei care au căzut în imoralitate. Începeam prin a vă vorbi despre filozofia acestui păcat. Pentru că orice păcat este mai întâi o întrebuințare greșită a ideilor, înainte de a ajunge lumea în starea în care este acum, li s-a dat o nouă concepție, că omul este un animal mai deștept, care poate să satisfacă poftele ceva mai mult decât celelalte viețuitoare. De aceea trebuie să ne regândim statutul nostru. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu, unii dintre noi, marea majoritate, dedicați și gândiți pentru viața de familie. Așa cum se spunea în completarea de la lecția anterioară, atenție la gândire, pentru că păcatul are mai întâi o etapă teoretică, o momeală la nivelul gândirii. Apoi este o însoțire când te împaci cu gândul, când accepti ideea. Să vă dau un exemplu. La o întrunire a unui bord de misiune, cineva a văzut într-o revistă creștină o reclamă cu o fată. Ce extraordinar! Cine și-o permis asta să vină redactorul șef aici? Până nu se termină ședința. Dar cel care a reclamat asta, câteva minute după aceea, a întors din nou pagina înapoi, se mai uită încă o dată și zice, dar chiar că e drăguță fata asta. Vedeți? Păcatul cum se cuibărește. Și când te-ai însoțit și ai acceptat ideea și ai meditat, urmează faza fatală, habitatul, când se instalează în casă și nu mai pleacă. Aici citesc din Iacov, capitolul 1, versetul 14-15. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Deci este o păcăleală a diavolului, în fond, asta e piesa, și slăbiciunea noastră umană. De aceea trebuie să ne ferim și de momeală și să ne controlăm ființa. Doamne, ajută-ne! Pentru că altfel scrie în continuare, apoi pofta când a zămislit, când se aprinde scânteia, când se acceptă ideea în minte, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moarte. Ferici de cei care pot scăpa de acest păcat, oricare ar fi prețul. Ferice! Asta zice David în Psalmul 32 și el zice așa, fiindcă sunt unii care nu mai pot scăpa. Ferice de cine scapă. Chiar dacă scapă, așa cum spunea Domnul, ciuntit, măcar să fie mântuit. Domnul să se îndure și să aibă milă de noi. Amin.